Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre C.S. Lewis, unul dintre cei mai mari apologeți creștini ai secolului 20. De fapt, s-a născut în 1898 și a decedat în 1963. S-a născut pe 29 noiembrie 1898. A fost scriitor și cadru universitar de origine irlandeză, cunoscut în special pentru scrierile despre literatura medievală, apologiile creștine, lucrările de critică și romanele de ficțiune, în special ciclul narrativ pentru copii, Cronicile din Narnia, scrie wikipedia.org. Dar nu doar atât, el a fost prieten bun cu Tolkien, autorul Stăpânului Inelelor, amândoi au fost profesori de literatură la Universitatea din Oxford. De asemenea, o lucrare de referință este Creștinismul redus la esențe. Stăm de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan despre C.S. Lewis. Cu ce credeți că ar fi bine să începem când vorbim despre C.S. Lewis? Haideți să începem cu copilăria. Haideți să spunem că la 10 ani, părinții lui, ca un semn de mare inteligență, îl încredințează unui tutore, îl încredințează educațional vorbind, pentru a primi de la acest tutore deopotrivă lecții de bune maniere, dar și știință de carte. Pe lângă cursul firesc al școlii, unde excelează și devine eminent încă de la început, C.S. Lewis are parte de acest tutore, de această călăuză în plan cultural și comportamental. Să mai spunem că în copilărie a avut o relație specială cu fratele lui mai mare, Warren, despre care povestește cu atâta tandrețe în unica lui autobiografie, numită în românește Surprins de bucurie. Ei bine, copilăria lui C.S. Lewis mi se pare interesantă și importantă ca și în cazul marilor oameni, pentru că ea definește, nu-i așa, trasează deja liniile de forță ale personalității ulterioare. În copilărie, el este profund atras de natură, de creaturi mitice. Este un copil cu o imaginație extrem de bogată, iar desenele lui, mărturisește în autobiografie, erau atât de diferite chiar și de ale fratelui lui și de ale celorlalți. În vreme ce băieții din preajma lui erau preocupați de război și desenau tancuri și arme și chestiuni bărbătești, să spun așa, el este atras de figuri mitologice, de istorie, de tot ceea ce este inefabil, prefigurând în felul acesta personalitatea, gândirea și opera lui de mai târziu. Tot în copilărie, pe lângă relația specială cu fratele lui, el are o relație specială cu mama, în sensul că mama îl duce la biserică și el a fost, cum am zice noi astăzi, dus la biserică până undeva la adolescență, când sub presiunea patimilor și a influenței anturajului se depărtează de biserică și urmează o perioadă de secetă spirituală, ba chiar de ateism. Deci copilăria, aș zice că merită punctată cu precădere. Este important opera lui C.S. Lewis și, și din punct de vedere literar, dar și din punct de vedere apologetic. Ce anume l-a determinat după această îndepărtare de Dumnezeu și de biserică în perioada timpurie a vieții, ce l-a determinat să se întoarcă la Dumnezeu și să devină unul dintre cei mai mari apologeți creștini? Pe când avea 32 de ani, pentru unii de vreme, pentru alții târziu, C.S. Lewis se lasă copleșit de prietenia câtorva creștini. Creștini care aveau o influență asupra lui. L-ați menționat deja pe Tolkien, el este cap de afiș aici, aș spune, dar e vorba și de alți prieteni pe care nu stăm acum să-i menționăm, nume mai puțin cunoscute, dar tot din spațiul acesta oxfordian și spațiul acesta academic. Pentru că nu e așa, întotdeauna, în fiecare generație, Dumnezeu a avut martori ai lui, copii ai lui, în toate straturile societății. Deci, din discuțiile cu prietenii, din această emulație interesantă, academică și prietenească deopotrivă, C.S. Lewis începe încet încet să renunțe la atitudinea și la poziția sa atee și încet încet este condus spre scriptură și spre biserică. Convertirea lui este o convertire așadar mediată mai degrabă de prieteni decât de dimensiunea aceasta ecleziologică a bisericii, ceea ce merită să menționăm
și să facem aceasta și cu un fel de învățătură practică, spunând că e important să-i evangelizăm pe prietenii noștri, să vorbim prietenilor noștri, amicilor noștri, cei cu care împărtășim poate o profesie sau pasiuni comune sau hobby-uri, să le împărtășim Evanghelia. Nu știi cum lucrează Dumnezeu. Convertirea însă a fost atât de puternică, cu un impact total asupra minții lui C.S. Lewis, încât dintr-un ateu convins devine un creștin convins. El este, cum spuneați, un apologet. Este probabil cel mai mare apologet creștin al secolului 20, dar este un apologet pentru că a fost un om onest cu sine, onest cu Dumnezeu, onest cu propria lui credință. A fost convins de tot ceea ce a trăit și a scris, iar cărțile lui, mai ales cele care merg în direcția aceasta apologetică, sunt scrise efectiv cu inima. Dintre lucrările de referință a lui C.S. Lewis, aminteam Cronicile din Narnia și Creștinismul redus la esențe. Dacă ați putea să faceți o scurtă prezentare a celor două lucrări, poate începem cu Cronicile din Narnia. Cu mare drag, Cronicile din Narnia, ecranizate acum, deci nu numai în stadiul acesta de roman, a fost fără îndoială o lucrare de ficțiune și este o lucrare de ficțiune bine vândută. Din ce cauză această lucrare va rămâne mereu tânără și va fascina generații de cititori? Tocmai din cauza pitorescului și a faptului că Narnia ca locație nu există, nu este un loc de pe pământ, ci este un loc imaginat de romancier, imaginat de C.S. Lewis. Întotdeauna când vorbesc despre aceste cronici din Narnia, plec de la această premiză care mi se pare emblematică pentru întreaga gândire a lui, pentru că C.S. Lewis a fost marcat și în viața de zi cu zi și în credința lui de lumea de dincolo, de lumea care nu există aici, pe care nu putem atinge aici, de intangibil. De aceea el face chiar o ficțiune de tipul acesta, de maximă calitate, punându-și toate personajele, care personaje sunt din lumea animală, punându-le în sfera aceasta a Narniei, a unui tărâm de vis. Tărâm în care, așa cum știu cei care au citit cronicile, tărâm în care binele învinge, în care omenia învinge, în care, precum în basmele românești de calitate, răul se luptă cu binele, dar binele în final învinge. Și învinge într-o manieră nobilă, într-o manieră grațioasă, învinge nu făcând stricăciuni, sau cum să spun, nu într-o manieră vulgară, ci într-o manieră extrem de specială și de pitorească. Cronicile din Narnia sunt așadar o operă de ficțiune, de fantasy, cum să am spune astăzi, ca și gen, încărcată de simboluri creștine, în care binele este pus al locului. Și creștinismul redus la esențe, de asemenea, este într-un alt registru, dar la fel este o carte esențială a secolului 20. Se pare că atunci când a scris Creștinismul redus la esențe, și acesta e titlul românesc primul care a apărut după Revoluție, dar să mai menționăm că această carte apare și sub un alt titlu relativ recent, Creștinism pur și simplu, deci când veți găsi aceste două titluri, de fapt e aceeași carte. E bine, când a scris această carte, a simțit nevoia să aștearnă pe hârtie profesiunea lui de credință. De altfel, el își ia măsurile de rigoare spunând că nu e teolog, pentru că nu a fost teolog, spunând că nu are un drept propriu-zis să scrie teologia bisericii lui, biserica anglicană de care a aparținut, că ceea ce pune în carte de fapt sunt impresiile lui, simțămintele lui, percepțiile lui asupra acestui fenomen, care era mai mult decât un fenomen, era un mod de viață pentru el, viața creștină, și luându-și aceste precauții, de fapt, el încearcă să ne transmită acest mesaj. Doresc să-mi scriu propria mea viziune asupra creștinismului. Ce a ieșit? A ieșit un bestseller, o carte de toată frumusețea, pe care eu zic că orice creștin trebuie să o citească măcar o dată, ca să nu zic să o recitească, să revină la ea. Eu mă aflu acum în perioada în care revin la această carte, considerând-o o carte de căpătâi. De ce este atât de frumoasă și de minunată această carte? Din cauza că este scrisă fără nicio încorsetare științifică, teologică.
Din cauza că debordează de sinceritate și de comparații, imagini, metafore, este o scriitură demnă de C.S. Lewis, adică o scriitură plăcută, care îți povestește mai degrabă despre lucrurile mari din creștinism. Din cauza că prezintă virtuțile creștine din punct de vedere evanghelic, din cauza că îl inserează pe Iisus în paginile ei, explicând creștinismul, dar cristocentric, în jurul lui Hristos. Din cauza că e atentă la condiția umană, el explică creștinismul nu într-o manieră idealistă, nu într-o manieră dogmatică, adică atât de sus încât pare intangibil, pare idealist, nu, ci el explică un creștinism pur și simplu, un creștinism practic, un creștinism la care putem apela sau pe care îl putem trăi oricare dintre noi, un creștinism accesibil, fascinant și îndestulător, un creștinism care cumva, spune el, ne este îndeajuns, dacă reușim să-l înțelegem. Această chemare pe care o adresează în carte, prin toate elementele ce le discută, este o chemare la esențial. Îl admir pe C.S. Lewis pentru felul frumos, curat, prin care a ajuns la esențial, la lucrurile simple, da? Spuse într-un mod simplu, dar cu cuvinte atât de frumoase și cuceritoare. N-am putea încheia această discuție despre C.S. Lewis fără să discutăm despre trilema propusă de C.S. Lewis în scrierile sale și în interviurile de la BBC, de la radio, în care el spune, susțin, și care a devenit un argument apologetic tradițional deja în favoarea divinității Domnului Iisus Hristos, în care el spune că Iisus Hristos putea să fie ori un mincinos, ori un lunatic sau un nebun, ori putea să fie Fiul lui Dumnezeu. Și cu această trilemă Lewis provoacă lumea întreagă. Argumentul acesta a devenit foarte popular între apologeții creștini, dar este ignorat evident de ceilalți, care trebuie să se raporteze la Iisus Hristos în aceste trei poziții: mincinos, nebun sau Fiul lui Dumnezeu. Cum comentați această trilemă propusă genial de C.S. Lewis? Este o sinteză inspirată, o sinteză care, iată, se oferă, mi se oferă ca o sămânță, nu? Apologiei, apologetice contemporane. Este impresionant cum prinde percepția multiplă asupra lui Iisus în aceste trei dimensiuni. De altfel, când aud întotdeauna această spusă a lui C.S. Lewis, mă gândesc la Domnul Iisus care îi întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu, dar voi cine ziceți că sunt? Încearcă să prindă și chiar reușește în cele trei idei, cele trei concepte, percepția istorică a omului despre Dumnezeu. Și, de ce n-am spun eu, credem că a făcut lucrul acesta și cu gândul de a te provoca să ai o decizie. Adică este o mică ironie, mă gândesc, inteligentă în această spusă, ceva de genul: fiecare trebuie să aibă o părere despre Iisus. Și eu aș zice că acesta este minimum de la care ar trebui să plece apologetica noastră atunci când prezentăm pe Iisus lumii. E demn, e de bun simț să ai o părere despre Iisus, oricare ar fi părerea dintre cele trei. Dacă în mod fatidic, în mod negativ, caz pe primele două, nu, în enumerarea lui C.S. Lewis, adică cele negative, cele care te conduc în eroare, nu e o problemă la început, câtă vreme ești onest, ești sincer. Să nu uităm că și C.S. Lewis a fost în acest parcurs și întâi l-a văzut pe Iisus așa cum îl descrie în cele două ipostaze și abia apoi a ajuns la convingerea că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Să fim așadar îngăduitori cu cei care sunt încă pe traseu, să nu-i disprețuim, dar în același timp să le spunem adevărul. Poate asta este marea lecție ce ne lasă C.S. Lewis. La final, C.S. Lewis s-a căsătorit cu Joy Gresham în partea a doua a vieții sale, apoi s-a îmbolnăvit de nefrită, și-a întrerupt activitatea la catedră, a făcut un preinfarct și a murit în 22 noiembrie. Pe 29 noiembrie s-a născut, iar în 22 noiembrie a murit cu o săptămână înainte de a împlini vârsta de 65 de ani, în aceea zi când a fost asasinat și președintele american John F. Kennedy în Dallas și în aceea zi când a murit și Aldous Huxley, autorul celebrului roman Minunata lume nouă. Foarte interesant și data morții lui și asocierea cu celelalte două personalități. Eu aș spune că data morții, acest joc de coincidențe pe care deja l-ați menționat, corespunde într-un fel, ca o ironie, ca un zâmbet, întregii lui vieți.
El a avut o viață cu adevărat spectaculoasă, extraordinară, care, iată, prin biografie și gândire și operă, irigă și astăzi atâtea minți, și moartea trebuia să fie cumva în aceeași notă, nu? Deci se stinge într-o zi cu Kennedy și din cauza aceasta, ca să vedeți ironia, din această cauză media atunci, nu? Și lumea întreagă a fost cu ochii pe asasinarea președintelui, pe evenimentul acela, și prea puțini au avut ochi să vadă și moartea lui C.S. Lewis. Se pare că mass media de atunci a dat seama că a murit și C.S. Lewis în aceeași zi, abia după ce funerariile președintelui și cumva după ce a trecut boom-ul acela mediatic. Deci discreția cu care a plecat din lume este interesantă, cum și-a programat, spun între ghilimele, și-a programat plecarea în aceeași zi cu președintele american, cu asasinarea acestui președinte, rămânând, iată, și în moarte un discret, un smerit, un spirit de mare noblețe. Și în încheiere aș vrea doar într-un minut să vă întreb ce părere aveți despre faptul că a murit în aceea zi cu Aldous Huxley, autorul celebrului roman minunat al Lume Nouă, ci așa ca un cârlig poate pentru interviuri viitoare despre minunata Lume Nouă în care noi chiar trăim astăzi. Așa, într-un minut, un cârlig pentru alte interviuri. E greu să pui o lume într-un minut și mai ales dacă pui o lume minunată într-un minut. Totuși o voi face. Pentru mine, sintagma este ioanină, de la Evanghelistul și Apostolul Ioan, care ne spune în Evanghelie și ne reia în epistolele sale că noi deja suntem într-o lume nouă, într-o lume minunată, că viața veșnică înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu, a-L cunoaște pe Hristos. Veșnicia noastră a și început. Ce urmează după moarte este doar o fericită continuare, ireversibilă, eternă, marcată de bucurie. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Ghiță Mocan, am discutat despre C.S. Lewis, unul dintre cei mai mari apologeți, considerat de mulți critici, cel mai mare apologet creștin al secolului 20. S-a născut în 1898 și a decedat în 1963. S-a născut așadar pe 29 noiembrie 1898. Am discutat despre viața lui, despre scriitura lui, despre influența lui asupra generații întregi de creștini sau non-creștini. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!